În aceste zile se joacă o rundă intermediară, în trei dintre serii de Ligii a treia, acolo unde lucrurile sunt clare la promovare. SCM Pitești primește vizita celor de la Aninoasa într-unul dintre meciurile interesante de miercuri. Echipa din Trivala a obținut de etape bune promovarea matematică în Liga a doua. Asta este meritul băieților, pentru că sunt concentrați la fiecare joc, au aceeași abordare de joc, au aceeași atitudine, aceeași plăcere de a juca. Deci doresc să câștige fiecare joc și asta este un lucru pozitiv pentru echipă, pentru că am reușit să fac aici un grup unit și lucrul ăsta se vede pe teren. Este meritul în totalitate al lor. Dică nu e tocmai mulțumit de ceea ce se întâmplă la Pitești. Antrenorul spune că nu a stat de vorbă cu reprezentanții autorităților legat de strategia pentru următorul sezon. Ne facem treaba, se vede treaba asta pe teren, că ne facem treaba, dar mai avem două săptămâni să termină campionatul și noi deocamdată nu știm ceea ce facem. O strategie nu se face de pe zi pe alta. Eu am o strategie făcută, dar normal, eu trebuia să am acest răspuns exact aproape după ce am reușit să promovăm în Liga 2. Trebuia să am răspunsul până acum ca eu să pot să-mi fac un lot pentru Liga 2. Să pot să vorbesc cu jucători, să-mi fac o strategie, să văd ce buget avem. O strategie, un lot, nu se poate face de pe zi pe alta. Nu poți să în două săptămâni să aduci să jucători, să iei, să... Pentru că n-ai cum. Dar lucrurile astea se înțeleg mai greu.